Iacov spune, orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Părintele Luminilor, în care nu este umbră de mutare. Tot ce am primit bun a venit de la Dumnezeu. A venit și această clipă așteptată și prin ajutorul și prin voia Domnului mă voi întoarce joi în țară. Doresc să îi mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu pentru timpul pe care l-am petrecut aici în biserica aceasta, pentru mine, pentru soția mea, pentru copiii noștri. A fost o binecuvântare, a fost o oază și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru frați, pentru surori, pentru tot ce Dumnezeu mi-a dăruit. Spun și eu, cum a spus Moise, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost. Am avut și încercări aici și necazuri, dar de aici ne-am înălțat glasul către Dumnezeu și Dumnezeu ne-a ascultat. Dumnezeu a ascultat rugăciunea bisericii. Dumnezeu a făcut minuni. Faptul că suntem în viață și Dumnezeu ne-a păstrat o viață și Dumnezeu ne-a ajutat până aici este o minune. Este un har. Samuel a spus, când a bătut poporul Israel pe Filisteni, a spus, până aici Dumnezeu ne-a ajutat și a pus o piatră de hotar, o piatră de ajutor. Vreau să spun și eu și putem să spunem cu toții, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Să ne încredem în El. Credem că și El va fi și mai departe locul nostru de adăpost și locul nostru de scăpare. Și numai în El. Proverbe ne spune, încrede-te din toată inima în Dumnezeu și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Să ne ajute Dumnezeu să ne credem și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi acolo și pe voi aici. E adevărat, nu e așa de simplă despărțire, dar cum spunea fratele Mircea, dacă Dumnezeu ne va rândui și ne va dărui harul să ne întâlnim aici sau în România, dar dacă nu, ceea ce este mai important, să ne întâlnim împreună cu Domnul Iisus Hristos la răpire. Aceasta îmi doresc pentru mine, pentru familia noastră, pentru biserica de care am făcut parte acești 14 ani. M-am gândit la un cuvânt din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Să-mi folosesc de Biblia aceasta. Pavel îndemna pe Tesaloniceni și eu m-am gândit la cuvântul acesta, cuvântul Domnului începând cu versetul 18, spune mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Să ne ajute Dumnezeu să mulțumim Lui. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău, de orice fel de rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără pihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va primat este credincios și va face lucrul acesta. Pavel spune aici o rugăciune, fraților, rugați-vă pentru noi. Pentru cei care vă veți aduce aminte de noi și este și datoria noastră să ne rugăm unii pentru alții. Ca Dumnezeu să-ți reverse binecuvântarea Lui și să ne ajute să îl proslăvim pe El și El să fie proslăvit în viețile noastre și aceasta va aduce glorie și laudă lui Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos! Domnul să vă binecuvânteze! Frate Ioan, așa cum am spus, timp de 14 ani am bucurat împreună. Au fost și buni, au fost și tristeți. Dorim ca Dumnezeu să vă călăuzească la sfârșitul slujbei, te vom încredința în brațul lui Dumnezeu să te călăuzească la întoarcere, să te întâlnești cu bine cu familia. Și aș vrea să-ți dau un cuvânt de salut pentru frații de acolo, pentru cei care, cu care te vei întâlni acolo. Este din a doua epistolă a lui Ioan, capitolul 3. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl
și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Amin. Amin. Să duci aceste cuvinte de salut, fraților de acolo, și un ultim îndemn. Aș vrea să porți numele de creștin și dumneata și familia și copiii cu cinste și numele bisericii de aici, de la Montreal. Să-l porți cu cinste. Pe unde te vei duce să spui de bine biserici despre biserica din Montreal. Și dacă au fost lucruri care te-au întristat, nu le lua în bagajele de la avion, lasă-le aici la Montreal. Nu le duce în România. Dumnezeu să vă călăuzească pe voi acolo și pe noi aici. Amin.